Salutare și bine v-am găsit, sunt Liviu Drăghici, cei care mergeți pe stadioane mă știți drept poetul din peluză, cei care veniți pe la școală mă știți drept profesor sau poate din multe alte ipostaze. Mă alătur și eu, de fapt, nu e vorba că mă alătur, că am fost tot timpul alături de această campanie, nu știu de ce m-a lăsat John fix în ultima zi, dar vă încurajez și eu să spuneți pe bune ce se întâmplă la voi în școală, pentru că azi e ultima zi de campanie și vă încurajez să o faceți atât pentru situațiile care nu vă plac, cât și pentru situațiile care se întâmplă bine. Pentru că dacă unele comportamente trebuie descurajate, cu siguranță sunt și multe alte comportamente pe care ar trebui să le încurajăm. Vă vorbesc acum din perspectiva elevului. Am avut și eu experiențe neplăcute în școală. În școala generală aveam un profesor de fizică, profesor care ne scotea la tablă și zicea că vrea să facă un experiment, aplica așa un pumn dintr-o parte, spunea că aplică o forță F, nu știu prea multă fizică, probabil de aia, după care venea și zicea că o aplică o forță egală și de sens contrar și se mai dădea un pumn și din partea asta și până nu echilibra omul forțele, îi se părea lui că a pus mai multă forță într-o forță, ca să zic așa, nu se liniștea. Din fericire a urmat liceul unde lucrurile au stat bine din toate punctele de vedere. În schimb, la facultatea de pedagogie, unde te aștepți cel mai puțin să găsești asemenea comportamente, aveam un profesor de psihologia copilului, atenție, repet, psihologia copilului, care nu ne scotea din proști și din urâți. Multe dintre colegele mele nu veneau la cursurile dumnealui tocmai din această cauză, dar din fericire au fost doar două astfel de exemple. Cred că dacă ar trebui să vorbesc despre exemplele pozitive, nu ne-ar ajunge nici timpul și nici această ultimă zi a campaniei. Au fost multe datorită unor profesori pe care i-am avut, sunt și eu la rândul meu profesor. Sunt de acord că se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple în școală și tocmai de-aia e bine că mai e câte o campanie de genul acesteia care descurajează mai direct sau indirect aceste comportamente, dar eu vă încurajez și ca fost elev și ca profesor să menționați și lucrurile bune care se întâmplă la voi în școală, să apreciați și profesorii care își fac treaba așa cum trebuie și de ce nu să găsim o variantă de comunicare între elevi și profesori, pentru că impresia mea este că genul ăsta de campanii scoate cumva la suprafață ce e mai puțin frumos, ca să nu folosesc alt termen, în relația asta profesor-elev, da? Elevii spun doar ce nu le place, profesorii poate, unii dintre ei dau vina pe elevi, părinții care se uită la care urmăresc campania asta au impresia că așa e tot învățământul. Nu, dragilor, nu e așa tot învățământul, sunt multe lucruri bune care se întâmplă în învățământ. Și uite, dau o sugestie lui John și colegilor de la Observatorul Prahovean, de ce să nu facem o campanie și de genul spune pe bune ce se întâmplă la tine în spital, sau spune pe bune ce se întâmplă la tine la administrația financiară, sau spune pe bune ce se întâmplă la tine la primărie sau în orice alte instituții în care sunt bugetari. Hai să nu dăm numai profesor, pentru că sunt o mulțime de profesori faini care fac lucruri bune, sunt și aceia pe care îi vedem prin mesajele trimise de elevi și bine ar fi să se rărească astfel de comportamente, dar repet și concluzionez, în învățământ se întâmplă multe lucruri frumoase și hai să facem cumva și noi profesorii, și voi elevii, și voi, John, observatorul și alte instituții media, să scoatem și ce e frumos în învățământ. Vă mulțumesc și spor la completat!